Bună ziua, prieteni! Bună ziua! Am revenit și eu cu vlogul meu din Maluco! Bună ziua! Muzica! Bună ziua, Maluco! Din Maluco, Luca! Luca! Pucur, oprisă! Oprisă! Gata! Am revenit și eu aici din Anglia, de la taică mea aici, unde bine stăm la el. Bine, să fii sănătoasă, Mărcuța! Și tu să fii sănătoasă! Uitați pe lămâia și pe stelică! Abonați-vă la țelină de la Straia! A zis prietenii mei că nu există țălină. Țălină de la Straia. Să vadă lumea toată. Eu fac filmulețe de 20 de secunde. Jumătate de 2 minute, 3 minute. Până la să fac și la mine 1000 de urmăritori. Spune că ai venit în Anglia să la dai lucru. Dovadă că te poți descurca și în Anglia. Da. Nu numai în Sehaia. În România. Da, prieteni. Astăzi este a doua zi de când suntem aici în Anglia. De Crăciun. Da. Să mai târziu la arătăm și pe cap mare la de sus. Ce cap? Pe inelul de cap, de sus, la mare de sus. Ah, frate meu. Doarme pentru că a fost la muncă aseară. Dacă Stelica Țelin a venit în Anglia după mine, dau cuvântul meu că îl duc în Londra. Să iau ceasul, să-l aduc acasă. Să furi? Iau ceasul, pun pe avion. Au venit și cunată mea. Prieteni, ea e nevasta lui fratele meu. Această femeie Poli, o știu, nu mai fugi, iar fugi și acolo. Da. Iată sucrul! Mușcă! E rușinoasă. A bătut cărălă, mi-a venit la cărăs. Nu mă feric. Tu ai luat banii astea acolo. Bă, Sterică, fugi de la filmare să nu vadă neamurile de la Coțofeni. Da? O iubitele lui Ineluț. Cred că aia e. Nu, da, 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 da. Da. Ineluț, dă-te jos! Această femeie a fost foarte panicată pe avion. Da. Așa făcea la aripa la tramvai. I-a luat pastile, prieteni. Pe aeronavă. Da. Soile s-a primos al dea. Da. Când a văzut... Ia pune eu neochilărie. Nu văd nimic cu ele. Cum nu vezi? Nu văd. Cum nu vezi? Au, ce examen mafiot. Da. Păi și la copii. Când a văzut avionul pe pământ, atunci am știut că mai trăim și noi. Când a plecat avionul cu noi, ne-am făcut cruce. Când s-a coborât pe pământ, da, iar am făcut cruce și ne-am rugat la Dumnezeu. Domnul Sorin, de ce îl durează așa de mare? Ce? Avionul. Pe ce vrei să... Să pleacă și el lent, împărcăm noi. O tura acolo pe loc și când a plecat. E forță, frate. Îmi și mie inima. Sorin, pleacă de la 280, l-am pusat pe telefon, am văzut ăla, am dat pe oază. Și la 280 începe să facă zborul, să se ridică puțin. Da. Prieteni, aici am o problemă. După, așa a început la 280 să nu facă puțin ridicarea. Nu semnal, da, bun, dar fac tot posibilul să vă filmez. Da. Ce facem aici? Uite stăm, uite stăm. Dar ce face Maria fără voi? E acasă, tata, ajută pe socrul meu, pe soacra mea, la lemne. Deci dacă Maria vede acest videoclip, Maria, te pup. Maria, să știi că ți-am luat un cadou deja. Am început cu cadourile deja, Maria. Hai să-ți arăt Maria pe vlogul meu. Lufănică, spune Lufănică. I-am luat și Lufănică. Lasă, Lufănică, i-am promis eu că i-ai trimit un... Nu, ca la început, tată. I-ai zis că e joc de la 5, cum zici? Un joc de ăla de... Un PS5. Ca la început, un parfum de 80 de... Tată... Pentru Maria, ca la început, că e fată cu minte și muncitoare și ascultătoare, ea știe ce e ăsta. Că nu am voie ce să filmez mult... Pantof. Parfumul. Da, da. Câte aveți? Au. Pentru Maria. Și am luat și pentru Fănică acest cadou. Această femeie stă după colț. Nu e voie să arăt firma mult, dar poți să așa de la distanță. Deci, pentru Maria și pentru Fănică. Dar ei încă nu știu, prieteni. Ei încă nu știu. Da. Acum, domnul Sorin, stai un pic. Da. Mărcuță, fără cartier, fără glume. Fă-i prezentarea ta frumos la sora ta, sora lui Inelus. Că ei nu-i nevastă. Și Fănică, cred că e nevastă sau nu-i nevastă. E sora ta. Fă-i prezentarea. Pune pe ea, sora ta. E sora și cu Mărcuța. Uite bucata mea la tine, dar nu. Uite, că l-am undat de-aia, bucata mea. E cunată, mi-a fugit ea. E sora lui Ineluț. De pat. Nu, e nevasta lui Ineluț, dar ea nu vrea să apară pe vlogul meu. Vede tasul, nanul de la Sânțeleni. Nu vrea să apară pe vlogul meu, că zice că îmi face mie bani pe vlogul meu.
această femeie. Las-o. Am acesta băiat care doarme cu mine, cu minte, copilul meu. Maică mi-a s-a dus la cumpărături, prieteni. Da, și noi mergem mai încolo. Da. Mergem la plimbare. Mergem la mall. Și mai filmăm. Ducem pe Luca la mall. Bine, Sorina, acum pe bun. Că nu ne aude nimic. Asta. Nu ne aude nimic. Dă-mi cardul lui Rădulescu. Cătrui. Am adus în termin să zic, știi cât îmi trebuie pentru el? Intrez în banii lui, mama. Știi cât îmi trebuie pentru el? Intrare? Ia băi, Ioane. Și nu-i dau daunul. Ia băi, Ioane, hai. Am ce portofel are tata. Uite băi, Ioane, fii atent. Păi numi și mie, tata. Uite băi, Ioane. De unde le-ai luat o Ioane? Care vrei, Ioane? Pe lui Rădulescu. Nu o să. Nu o să. Au. Puțea să ia. Ia vreau așa și... Da, bă, uite, le-ai nimerit. Hai. Și pilul. Dar în pilul mi se scrie privat. Da, Marcuță, să fiu sincer, că m-au... 1, 9, 7, 3. De când vreau eu să pun una pe bancă la maica ta? Da? 6 de lei. Aștept, mă, imediat, da. Da, mă, dar văzut, uite, la... Bună, uite, uite, și uite, 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 da. Da, văzut, uite, la tel, plimă, că ne văd jocă. Nu, opri, văzut, la tel. Sunt și eu aici, prieteni, nu știu dacă se vede bine. Mă vedeți? Se vede bine, lămâița? Vă mulțumesc mult. Stai să vorbesc și eu, ți-l rog, prieteni. Și vreau să vă spun să nu vă supărați pe mine în caz dacă nu răspund la comentariu, pentru că nu am netul bun. Și vă rog frumos să vă abonați și la canalul lui Țălină de la Strehaia. Țălină. Cum natul meu, fratele lui Ion. Să fac și eu 800. Să facă și el 899 de abonați. Vă rugăm frumos. Zic bă, bă, ca mare. Găină, zice-mă. Salut, dragi prieteni. Am venit aici pe Anglia. Să muncim, dar stăm pe cameră. A luat 15 lei. Bă, Ioane, nu mai spune la lume. Bă, Ioane, nu mai spune la lume să muncim. Asta e sora lui Ideluț. De ce zici? Nu, doamna. Dă să-ți spunem la oameni. Aici, în Anglia, n-am venit la muncă. Vrăjeala lui Ion. Aici fac combinații mari, nu e... A luat o mașină, o Skoda Superb din 2016, pe 700 de lire. Aici nu mă lăsa neală să iau taxe din urmă. Luăm bani mulți. Da. Ionică face șmezerie și Găinării face. Ce credeți că Ionică venea să facă muncească? Mă duc la găini, frate. O duce pe Marcuța. Filmează și acolo. Păi, Ioane, eu filmez acolo, din direct. Crezi tu că... Dar rău, tot ce... Ionică duce pe Marcuța la muncă. Crezi tu, Stelică? Eu zic că da. Atenție. La găină. Ia punica mea asta. Prieteni, eu când o să mă duc la muncă, vă arăt în direct ce muncesc eu. Mie nu mi-e rușine. Până la sunară. Da, așa că, prieteni, vă mulțumesc mult și vă doresc sănătate și numai bine la toată lumea care mă urmăresc. Por la muncă și la dumneavoastră și mie. Doamne ajută! Bună ziua, prieteni! Am revenit și eu de la bucătăria lui mama din Anglia. Prieteni! Păi dați, prieteni, ce-am pregătit eu cu lămâița. Noi, ca de obicei, la bucătărie. Am fost acasă la bucătărie. Acum, acolo, în Anglia, tot la bucătărie. Am pregătit, prieteni, niște macaroane. Ce scuze, prieteni, că știți că nu am tripied. Păi dați, prieteni, o cratiță de macaroane. Să facem la cuptor. S-a împurit telefonul. Să facem la cuptor cu brânzică, cu cașcaval, cu ouă, cu esență. Cum uitați, Feri? Cum uitați? De ce? Fiindcă văzurăm și noi orașul frumos din Anglia. Păi ne-am gândit și Feri. Și eu mă duc acolo și au fost mulți prieteni pe acolo. Și vreau să vă prezint prietenilor mei pe doamna Ana, fata lui domnul Ioniță. Ioniță, dar știe toată Strehaia. Toată Strehaia îl știe, broașcă. Așa îi spune. Ce noroc! Domnul Ioniță care a dus, ea e mătușa lui Tao.
care a dus un tir de mobilă, de mese, de scaune, care are WC-ul, cum zis, de aur? De aur, da. De aur, așa da. Au zis prietenii mei. Toaleta, toaleta. WC-ul, e pe nimă. Toaleta în baie. Da, e Pe-n portarul, ea este mătușa lui Tao. Îl știți pe Tao, care l-ați văzut și la domnul Leo și la... Care a luat-o pe Tanța. Pe doamna Tanța. Tao a luat Tanța. Salută, doamnă, prietenii mei. Salută pe părinții tăi. Prietenii lui Mărcuța. Are emoții, doamna, puțin așa. A venit la noi în vizită, doamna, aici la bucătăria lui mama, da. În Anglia. Lămâie, spune ce ai pus pe alea. Spune la prieten ce ai pus pe alea. Cașcaval cu ouă, cu treburi pe invers aici, nu se pune brânză, cașcaval. Pe invers? E pe invers, până da. Anglia și ușii. Doamna Ana e supărată. De ce? Că a venit de la găini, de la muncă. De la găini a venit, da. Și n-a adus ouă de ajuns. Să arăt ouăle care a adus? A de plasa. Să vedeți, prieten, câte ouă are mama aceea. Dar să spun ce a făcut doamna Ana. Că a furat și a băgat prin buzunare. Wow! Da. Prieteni, acolo unde lucrează mama. Sunt găini multe. Sunt găini și multe. Foarte mult și sunt ouă multe. Și mai furăm da, și noi. Și mai furăm, de mai furăm și noi că, na. Așa e în Anglia. Sunt eu. Nu e bine să furați. Multe acolo. Nu am furat. Așa, așa. Da, nu am furat, am luat. Era plasa plină, dar noi de când venirăm... Da. Am pus-ără pe ouă. Uitați ce face, noi mâncăm... Sora lui Uțo de la Strehaia. Da, uite ce face. Fură ouă. Mă știți. Prieteni, uitați câte ouă au aceea. Era plasa plină. Fetele ăștia râd. De ce face doamna? Râdem de sora cu... E Biriță, cu Ciuri, ce face mama lor prin Anglia? Biriță să vin cât mai repede. Să fură și el. Pe mamă, dacă mamă a luat toate ouăle din Anglia. Să fură și el. Nu, prieten, nu venirăm la furat. Foarte multe ouă. Nu, prieten, nu. Nu, am luat. N-am furat. Patronul de acolo, de la ferma aia de găini, le-a dat și lor. Mi-a dat voie să... Completăm. Să completați, vedeți că fură, dacă e furat. N-am furat, dar completat. Nu am furat, am luat. Bineînțeles, da, lămâie. Bine făcureți. Dacă e acolo, mamă. Dacă e furat, prieteni, eu nu mai mă duc acolo. Să râd prieteni, să spun că furarăm ca țiganii. Fură firă ca românii. Eu te furmez dacă tu furi. Nu fur, că mie mi-e frică, știi, pare. Că nu pot și acum am venit de la muncă și mănânc un pic. Ia și mănâncă, doamnă. Da. Să fii sănătoasă. Mănânc și cu un pot de caise. Da? Arată-mi lămâie ce mai e acolo, ce cum poate. Uite avem aici. Uitați ce pot de fructe. Cu toate fructele. Dacă vă vede doamna Marița, mamă, uite ce mănânc. Măi, el nu mai găsește pe nevastă-sa și nevastă-sa doarme lângă el. Sus. Se trezi acum și zice, unde e? E sus, nana, e sus. Ia de farfurie, să vedem și noi ce e aici, să vadă prietenii. A, măi, ineluz, nu mai zic că prietenii mei cred că furarăm. Nu mă, mă, poate nu se vede. Să-l fructe-a mea lumea. Ăștia spritinii au venit aici în Anglia, stăm și noi de taină. A, că ăla singur acasă. Și să spun de unde am luat și compotul ăsta. Spune adevărul, spune că noi suntem... Unde? Spunem adevărul la prieteni. Și acasă noi filmăm și spunem adevărul. L-am cumpărat. Aici, în Anglia, la biserică. Da. La biserică, de la biserică, da. La biserică se dă... niște bonuri și ne dă mâncare. Toate da. Modele. Cum dă la oameni care nu au ce să da. Mănâncă. Oameni săraci, amărâți. Da. Și am spus că am 7 copii ca să iau. Uitați, prieteni, uitați morcovi la cutie. Cutie. Miroase ceva ars. Noi, prietul meu. Uitați, mazăre. Morcovi. Altă modă. Deci acolo la biserică, da? Da. Să dăm și noi la noi în România ajutorul. Ajutoare, 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 da. Ne-a găsit o femeie acum.
Știi ce ne-a spus să facem? Joi să ne ducem în fața bisericii. Și să ne spovedim? Acolo? Nu! Nu. Să ne spună ea ce trebuie să facem. Și ne dă bonul. Și ne dă bonul de 170 de lire. Să ne ducem în magazin să cumpărăm mâncare ce vrem. Ne dă. Ne ajută. Mai multă lumea să ne ducem. Ce joi? Când? Joi? Da. Joi. Până nu luva și tu numărul lui doamna. Are ineruț. Trimisă pe WhatsApp. Și trebuie să meargă joi, da. La ce oră joi, doamna? De dimineață. 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 De bun. Joi? Mă duc eu în locul tău. Da, te duci. Ce sunt așa așa roșii? Cireșe? Colendar. Cireșe? Da. Ei, din Europa e cam o asta. Na, ia cu paleta și pui... Și pe televizoare. Da, știi că ce să faceți și voi, o prăjitură, ceva? Fac. Da, prieteni, doamna într-adevăr a fost la fabrica aia de găini și acolo este găini multe și omul de acolo, patronul care a fost manager, cum îi zice? Da, le dă... O... Mi-a dat voie le dă iaurturi. Stai să vă arăt... Să nu mai iau. Iaurtul. De se duce acolo în Anglia și sunt iaurturi din așa. Nu le-a furat? Am luat. Băgăm prin buzunare. Mai sunt? Bine, băgăm prin buzunare. Sunt, bine, sunt. Așa facem. Uitați pe ei. Așa facem pe aici. Nu, la nu, iaurt din ăsta se duce. Doamnele? Da, nu furăm. Băgăm prin buzunare. Acolo. Adică cum ia pe baba? Ia să te mă rog. Așa luăm iaurtul de aici, așa, așa. Și băgăm așa. Așa furiști. Și l-am luat, nu l-am furat. Dacă furi, trebuie să iei de la urmă. Auzi, nu dau, ce face sora ta? Hai a luat odată. Apoi ce să facem și noi? E sora lui Uțu. Domnul Ion, cum îi zice Ion? Tau, pe YouTube. N-are pe YouTube. L-ați văzut la Cătălin, la domnul bucătarul. Da. Alu Leo, ia să văd eu cum e... Iaurtul ăsta. Este foarte bun, dragă. E de caramel. Caramel? Da. Mamă, îmi pare rău, Măriuța! Că nu ești și tu aceea să mănânci din ăștia. Lasă că o să-i trimit. Dar lasă că fur și eu și îți trimit și eu. O să-i trimitem și ei, da. Mă, dă! Dă-mi și mie o linguriță, te rog eu mult. Nu contează. Să nu fie de mare să deschid gura mare, să mă vadă prietenii mei. E șmecheră, lingură de Anglia e șmecheră. Nu contează, da. Nu contează, prieteni. Noi suntem natural, spunem adevărul la prieteni. Te-am pus dovata nenei. Am venit prieteni și la muncă, nu l-a furat. Și pierul ai tava. Poate mai am pus dovata, așa o vreau. Aaa, te-n amit. Și ușua e amit, da, da. Deci ăsta e numai iaurt, nu e cu orez. Nu este caramel. Eu vreau orez. Nu mai e orez. Mănâi, când te duci... S-a consumat. Când te duci să vii și mie. Poli, când auzi că vii tu în coana în ghea, erai pe drum în ghea. L-a mâncat mai repede. Da, s-a pus și l-a mâncat pe furișca. A zis, vine cu nata mea, vine cu nata mea la mine și mănâncă eu. O să-ți aduc eu mâine. Mi-aduci, te rog eu mult. Serios să mi-aduci cu caramel? Nu cu caramel, fata. Iaurt cu căpșuni, orez cu căpșuni. Orez. Da. Și cu măr este, ăla e și mai bun. Cu măr? Cu măr, da. Și scoțea verde. Îmi place cu mântică, cu mântică. Mamă, ce măr așa, nim. E bun. E foarte bun ăla, da. Eu mănânc pe acolo când apuc pe furici și așa, mă pun cu fața la perete așa acolo. Și mănânc câte două, trei. Ia și tu unul. Ia făcut aia din spate mare. Ia urci și cu... și cu compot. Și cu compot. Hai, doamnă, ia. Am
Vine tatăl meu, prieten. Salut, salut, salut. Unde ai fost, tată? Am fost să iau un zăvor aici. Să-l punem aici așa, la ușă, la baie. La baie? Că intră fetele, să facă un duș. Da. Și e posibil să intru în baie, să văd fetele goale. Și așa fetele închidă zăvorul și nu mai pot să intru. Gata, mulțumim, tată. Așa. Tată! Și ouă și lumelițe, da. Sora lui domnul Uțu. Tao, da, Tao. Da, Tao. Nu Tao ăla, Tao ăla s-a dus cu tanța. Așa, auzi că se duce la furat de ou. Cine? A furat de la fabrica. Ia, da, să spunem la fan, ea e fata lui Broască. Dar nu fură. A fost cu mine și a furat. M-a băgat în buzunare. Cu mine și a spart ouăle în buzunare de aia. E gras? Da. Ca pe nimeni în buzunare. Ce-ai surprins de lui? Dar aici nu avem șurpență la vas aici. Scuze, lingură, hai. Lingură. Hai să arăt și eu o țură ce faceți acolo, ca să închid și eu vlogul. Mamă, cum arată cașcavalul. Frumos. Acum punem niște ouă așa. Dar nu fac rost prea multe. Ce mâncăm, că suntem familie mare. O făcurăm pentru tot la anul ăsta. Bravo. Băgăm o dată așa. Bravo. Gata, prieteni, atât am vrut să vă arăt de aici, din Anglia, de la bucătăria lui mama, da. Și vă mulțumesc mult! Am revenit, prieteni. Uitați ce facem aici în Anglia. Nu ne lăsăm de bucătărie, cu una, cu două. Ia dă mamă paleta. În bucătăria lui mama aceea în Anglia. A luat foc, bucătăria lui mama. Da, prieteni, aici facem altă mâncare. Mâncare? Ce mâncare? Ce punem lămâi aceea? Uite, vreau aceea, pulpe. Pulpe cu ce? Cu spandac, cu cartofi, mâncare de la Anglia. Hai, mamă, tăie, hai. Ce faci? Hai să tăiem. Te-am zis cu bătina pe mâine. Îi tăie maică-mi acum. Macaroane cu brânză, cu cașcaval. Nu-i cu brânză, e cașcaval. Aceea nu se mănâncă brânză. Ăștia mănâncă... Luca, nu mai plânge, că ești pe vlog. Te rog eu frumos. Și de ce plânză? Mă, ce crede că facea. Se urcă pe mine. Țăra. Luca, uite ce pregăti bunica acolo. Hai. Mamă, ce are mai... Uite ce pregăti bunica. Nu vrea, nu. Nu pace. Nu-i pace. A, dar sunt prea calde. Trebuia să se răcească. Trebuia să se răcească. Ce-i că ia, uitați, ia. Minune, ia, minune. Ce-i cu cașca? Bravo. Ai, minune, ce-i aceea bunătate, bunătate aici. Cu cașca, val, nu mai se face cu brânză. Ăștia cel mai bun cu cașca. Îți fii și aici de lateral, ca să poți să-i iei. N-am tăiat? Nu, n-ai tăiat acolo. Arde tava și arde mâna mea. Păi ia prosopul. Așa, ia. Ai. Vai, ce super sunt cu cașcaval. N-am avut multă brânză aceea, nu avem brânză aceea mai scumpă. Uitați, prieteni. Cum e destul, cum nu e? Uitați, prieteni. Arată bine, da? Nu. Ia, hai, uite cum curge cașcavalul în jos. Bravo. Mulțumim. Și dăm la băieți acum să mănâncă, să vedem. Uitați cum mănânc eu. Ce notă ne dă. Luca! Sunt super. Avem venim prieteni. Mai avem